ziua! Cât vrei pe el, bade? 30.000! 30.000? De ce? Păi de lei, doamnă. De lei? Și cum vrei lei, mă rog? Boave sau pisați? Indexați, doamnă. Mă rog, tu ce ai că vrei pe el? 30.000! Mielul gras, mielul gras și din preț eu n-am să-l las. Câte kilograme are? Are 13 kilograme cu drop cu tot. Iauzi, o fi berbec. Nu e, doamnă, nu e berbec. Da, de unde știi, mă rog? Păi nu s-a luat cu nimeni în coarne până acum, doamnă. E pentru conciliere. Da, doamnă, e blând, doamnă, și e voinic, ia uitați-vă. E, frumos, pe mielul blând, suge la două oi. Ca pe desereu, suge și de la stânga și de la dreapta. Ce ziceai că vrei pe el? 30.000 cu blană cu tot. Ia uitați ce blană are, vă faceți un cojoc. N-am nevoie de cojoc, domnule, eu îl prefer striptease. Striptease? Da. Pentru ce vi-l dau jupuii, doamnă? Da, deocamdată mă jupuie dumneata pe mine. Eu... Păcat, tare bun era stufat. Da, doamnă, cu sturoi, cu ceapă verde. Da, asta mai costă încă un miel. Da. Ceva mai ieftin n-ai? Bă, da, doamnă, am un cucuș. Cucuș? Uitați, un cocoș alergat de țară, da? 15.000. Câte kilograme are? Are 5 kilograme și o litră. Cu pene, cu tot? Cu pene, cu creastă, cu... Cu tot ce are cocoșul, doamnă. Dar de cântat cântă? Cântă, doamnă. Cântă? Cântă. Bravo, dar ce e, tenor sau bas? Ia pe să cânte. De ce, doamnă? Dumneavoastră luați pentru friptură sau pentru concertul Pavarotti? Mă rog, Pavarotti. Cât ziceai că vrei pe ea? 17.000. Păi nu ai zis 15. Păi da, doamnă, dar între de 5 minute a început să crească dolarul american. Ce are, frate, dolarul cu cocoșul? Păi întrebați-l pe domnul Isărescu. Da, să-mi spune basmul cu cocoșul roșu. Da, 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 da. Ia spune-mi, cum să tai? Păi, domnul, luați un par, altoiți una în cap și hâși cu cuțitul. Dar ce, frate, e porc? Am și un porc. Ai, domnule, eu n-am omorât în viața mea o muscă. Cum am să tai dita mai șvarță negărul ăsta cu creastă? Mielă grață și mie mi-e milă, doamnă, că altfel îl mâncam de mult, doamnă, că e o foame de la noi la țară. E frumos, cum îl cheamă? Cucuricu Gagu. Gogu? Gagu, doamnă. Gagu, e poreclă sau e numele de familie? Auzi, doamnă, Natalie, că eu pierd trenul. Tot 17.000, domnule. 18. 18? 18, doamnă, că între timp a urcat și marca germană. Ei, auzi, frate, dar o găină n-ai? Am și o găină, dar în concediu de maternitate a căzut cloșca. Cu cine? Cu mafiotul ăsta? Dar cu cine? Cu mine, doamnă? Mă rog, s-au mai văzut că... Dacă ajunge dolarul 2000, când o să vând găina, o dau cu 25.000. Ia uite, frate, dar de ce le dai matale pe toate așa de scump? Am nevoie, doamnă, de bani, doamnă. Bun, păi ce să faci cu bani? Da, doamnă, vreau să-mi cumpăr și un câine frumos, doamnă. Un câine? Doamne, dar l-am neatat la țară, acolo nu sunt câini. Da, doamnă, în satul nostru nu sunt, e un sat fără câini. Ia uite, frate, eu am un câine, doamne, mare, frumos. Și ce marcă este? German, are pedigri. Are pedigri? Nu, domnule, e negru iuni. Vă dau mielul pe el, doamnă. Ce spui, frate? Nu cumva vrei și restul? Ia mai pune și un vițel. Păi, vițel n-am, dar am o vacă. Grasă? Nu, doamnă, e slabă ca moartea. Atunci o iau. Băi, doamnă, n-a dat în viață o ulcică cu lapte, doamnă. La ce vă trebuie? Ve? Vreau să o duc în fața guvernului, doamnă. Vă bate joc de bine? Nu. Vă bate joc de vacă? Nu. Păi atunci, de ce s-o duceți în fața guvernului? Vreau să vadă și guvernanții noștri cum au ajuns vacile la noi la țară. Gata, doamnă, s-a făcut. Mâine dimineață veniți în Piața Victoriei dumneavoastră cu câinele și eu vin cu vaca. Lasă, domnule, că am glumit. N-am niciun fel de câine și n-am nevoie nici de vaca dumitale. Vai de mine, și nu facem niciun târg? Ba, da, domnule, hai, da. Uite, îți dau 45.000 de lei și îți iau și mielul și cocoșul. Da? Aha. Și ce să fac cu 45.000? Păi îți iei un bilet la Placido Domingo. Și dacă mă păcălește, mai bine mă duc la Arșinel. Auzi? Ha? Vrei să nu te păcălești? Da. Du-te la Stella Popescu. De cine e asta? Aoleo, țărane! Ce? Ia-ți mielul, ia-ți cocoșul, du-te la tine la țară! Bine mă fac ăștia că vă pun impozit agricol! Ce vă bine v-au făcut că v-au făcut kilovatul 40 de lei! Noi ăștia de la țară ne mai descurcăm cu nopaiți! Auzi, bă, de știi că îmi place! Și dumneata îmi place! Hristos a înviat! Da, dar nu prea se uită la noi!
Asta cam așa e.